Ședința ordinară a Consiliului Local de la sfârșitul lunii februarie a avut loc după o pauză destul de lungă, timp în care partidele și alianțele care legiferează au avut destul timp să-și facă temele. Spiritele s-au aprins începând cu prima parte a ședinței. Motivul a fost reprezentat de retragerea de pe ordinea de zi a 4 puncte, unul referitor la demararea procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică prin licitație publică pentru concesionarea cimitirelor din municipiu, al doilea pentru aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea unui imobil de locuințe colective, spații comerciale, medicale, birouri. Cel de-al treilea se referea la darea în administrarea Teatrului Municipal Bacovia a clădirii Teatrului de Vară Radu Beligan și a terenului aferent acesteia, iar ultimul la acordarea administrării pentru un spațiu de 102 metri pătrați în folosul Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău. Domnule viceprimar Stripăț, domnule viceprimar Șterăzu, domnule Ștefan Dragă Dragoș, ne sunteți datori o explicație vizavi de faptul că ați fost de acord, atenție, ați acceptat să vă retrageți proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, în condițiile în care dumneavoastră sunteți inițiatori. Deocamdată am văzut o pledoarie a domnului primar, nu știu ce calitate, avocat nu poate fi al dumneavoastră, în care ne-a explicat motivele dumneavoastră pentru care consideră că ar trebui retrase de ordinea de zi proiectele 22, 30, 31 și 33 de lege. În baza articolului 60, în ordonanța de guvern care reglementează activitatea Consiliului Local, domnule viceprimar Stricoț, vă rog să întrebizați motivele pentru care ați retrase de ordinea de zi sau ați fost de acord să fie retrase de ordinea de zi proiectul numărul 22. Replica a venit însă din partea secretarului primăriei Ovidiu Popovici, ceea ce a turnat și mai mult gaz pe foc. Articolul 43 din legea 25. Domnule secretar, am să vă luăm în calitate de consilier. Domnul secretar, domnul secretar. Să vă adresez și dumneavoastră întrebări. Nu aveți dreptul să-mi adresați la întrebări. Vreau să vă adresez. Domnule viceprimar, eu nu vă adresez întrebări. Domnule președinte de ședință, vă rog să-l cenzurați pe domnul secretar. Domnule viceprimar, nu vă adresez la dumneavoastră, sunt consilier. Domnul avocat. Domnul Miclovan, domnul secretar. Potrivit articolului 43 din legea 250, scoaterea unui proiect de hotărâre, acum vă lăbărești pe dumneavoastră, se face cu acordul inițiatorului. Deci nu este necesar și nu scrie nicăieri în lege că inițiatorul care își dă acordul trebuie să aibă motive. Miclăuș a considerat că sunt motive îndreptățite pentru ca un consilier să poată adresa interpelări celor din executivul primăriei. Inițiatorul are tot dreptul, nu neg acest lucru și nu ați fost atent la întrebarea mea. Deci eu, în calitate de consilier, ca și colegii mei, avem dreptul să adresăm întrebări primarului, viceprimarilor. Dar nu aparatul de specialitate și chiar și dumneavoastră, domnul secretar. Eu vă răspundeți cu ordinea bună la întrebările pe care... Adică ca să nu vedem în de zi. Domnule viceprimar, vă rog să-mi adresăm. Dar întrebările trebuie puse fără ton de gestapo. În cele din urmă, în scenă au reușit să intre viceprimarii, dar și primarul municipiului. Aceștia au încercat să explice de ce s-a cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului care viza demararea procedurilor de licitație pentru concesionarea cimitirelor care aparțin municipalității. Am fost inițiatorul proiectului, dacă vorbim și mai încet, mai ales că vorbim de cimitirii mult mai bine. Și pot să vă spun un fel următor. În 2002, printr-o hotărâre de consiliu local, s-au concesionat cimitirele pe perioada de 15 ani. S-a expirat concesiunea. Urmează să facem o altă atribuire prin licitație. Urmează să expire în aprilie anul. Domnul Miclăuș, haideți să mai intervenim. Dânsul înainte, domnul Scripă, să mai intervenim pe dumneavoastră. Deci, vă rog tare mult. Urmează să facem o altă atribuire. Pentru asta trebuie să stocmim un contract. Dar vă rog să observați că în decursul celor 15 ani au fost anumite hotărâri de Consiliul Local prin care s-au mai diminuat, au preluat altcineva, adică în interiorul acelui contract au fost modificări. Motiv pentru care trebuie o analiză mult mai atentă acum, ca să știm ce scoatem la licitație, cum facem contractul, să fim cât mai exacți și în același timp să ne încadrăm în termen presupus, adică prevăzut de lege. Se pare că sunt discuții pe tema acestui proiect pentru a evita și pentru ca toată lumea să înțeleagă oportunitatea acestui proiect, am discutat și am hotărât să amânăm pentru 30 de zile
și pentru a discuta mai detaliat, ca toată lumea să înțeleagă acest proiect. Mai multe amănunte despre modul cum a decurs ședința de Consiliu Local până la epuizarea punctelor aflate pe ordinea de zi în viitoarele materiale informative ale Tele1 Bacău.